Ieșan, veritabilă stea a muzicii românești și nu numai, Ovidiu Lipan, cel căruia i s-a atribuit renumele de țăndărică, pentru că, în calitate de toboșar, nu erau mai niciodată de ajuns o pereche de bețe, este muzicianul, compozitorul și bateristul român, născut la 31 ianuarie 1953. Provenind dintr-o familie de muzicieni, Ovidiu este foarte probabil să-și moștenească bunicul, percuționist, posesor al unei tobe, în care țăndărică, copil fiind, nu ar fi avut cum să nu bată măcar o dată în ea. Recunoașterea talentului lui Ovidiu se face odată cu intrarea în componența grupului Roșu și Negru, alături de Liviu Tudan și compania, la doar 13 ani, când, dacă nu se știa exact cine pe cine a dominat, toba pe Ovidiu sau viceversa, era clar un singur lucru. Apăruse copilul teribil al tobelor și al rockului românesc. Pe lângă activitatea susținută în orchestra radio-televiziunii române, dirijată atunci de Sile Dinicu, o altă importantă etapă în viața muzicianului se petrece începând din 1975, când este cooptat în trupa Phoenix, formație cea mai populară a momentului atunci. Împreună cu alți membri ai Phoenix-ului, țăndărică fuge în Germania în vara lui 1977 pentru a reveni în 1990. În prezent, steaua muzicii românești, Ovidiu Lipan, omul adaptabil oricărui gen muzical, susține concerte cu diferite ocazii, trupe ori interpreți, Fanfara 10 Prăjini, Andra, Rona Harnert sau Marius Mihalache, fiind unii dintre preferații muzicianului. Și dacă nu puteți realiza ce sunete se pot emite din tobe și un banal țambal, vă lăsăm în bucuria unei probabile noi percepții în compania lui Ovidiu Lipan Țăndărică și Marius Mihalache.